Pentru că anii s-a abundent, iar pe drumuri s-au format troiene și ghețuși, în ultimele 24 de ore, mii de oameni au apelat la serviciul unic de urgență 112. Astfel, potrivit responsabililor de aici, numărul apelurilor telefonice a crescut cu 15% în comparație cu zilele trecute. Fie că sunt blocați în nămeți, au nimerit în accidente, ori au lunecat pe gheață, oamenii sună la 112 pentru a cere o mână de ajutor. 112, ce urgență aveți? Acționat la un număr de urgență, aveți o urgență, vorbiți, vă rog. Potrivit operatorilor de la Serviciul Unic de Urgență 112, de când a fost emis cod portocaliu de NISUR, telefoanele nu au mai încetat să sune. Da, astăzi avem foarte multe apeluri cu referitor la drumurile înzepezite, la automobile blocate, chiar și automobile care au mulți pasageri, sunt blocați, ghețuși și nu pot să iasă. Sunt împotmoliți în zăpadă, mai ales afectat este sudul țării. Chemări de ambulanță, multe căderi și sunt foarte multe fracturi. Din cauza troienelor, pe drumuri au rămas blocate și unele ambulanțe, așa că pacienții au fost nevoiți să aștepte mai mult ajutorul medical necesar. Da, am avut și de genul acesta chemări, ambulanța mergea la chemare, s-a împotmolit în zăpadă și nu putea să-și continue drumul, să ajungă la pacientul care a solicitat ambulanța, dar a fost ajutată de către salvatori, serviciul pompierilor sau la fel ne ajută și agenția de stat a drumurilor. Operatorii povestesc și cum o femeie care începea deja să nască a fost nevoită să aștepte ajutorul salvatorilor, deoarece ambulanța în care era transportată a fost blocată în zăpadă. În noapte a fost un caz cu o doamnă care mergea, adică era dusă la spital să nască, având contracții și iarăși ambulanța a rămas undeva pe drum blocată. Iar o pensionară a sunat la serviciul 112 pentru că nu putea ieși din casă, povestește operatorul Alexei. Bătrânică care a sunat că, uite, am nevoie prea multă zăpadă în jurul casei și să vină cineva să strângă zăpada, adică să o rănească din jurul casei. Potrivit operatorilor de la serviciul 112, pe traseele din afara capitalei au fost registrate cele mai multe chemări pentru tractare, întrucât drumurile nu erau curățate. Pe traseul M5, în apropiere de satul Bulboaca, Aninii Noi, de asemenea, pe traseul R36, în apropiere de satul Chiret Lunga, UTAG, acolo, practic, traseul este blocat definitiv și resursele de la Agenția de Stat a Drumurilor, din cele comunicate, nu fac față, pentru că am avut mai multe solicitări și aceștia nu puteau să intervină. Datele serviciului 112 arată că noaptea trecută au fost înregistrate peste 4.000 de apeluri telefonice, iar de la ora 8 dimineața și până în prezent, numărul solicitărilor a depășit 5.000.